Numărul mare de înscriși la sesiunea din toamna bacalaureatului se datorează rezultatelor slabe înregistrate de elevi în vara anului în curs. Aceștia au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a-și demonstra cunoștințele acumulate în cei 4 ani de liceu și pe perioada verii, prima proba examenului susținându-se pe 22 august. În ceea ce privește cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, va începe pe 22 august, va începe cu probele de competențe la limba română, limbi străine și informatică. Vreau să vă spun că avem 7 centre, atât în Târgoviște, în Moreni, în Pucioasa și în Fieni. Toată logistica este pregătită. După aceea, pe data de 29 august, vor începe probele scrise, unde avem în jur de până acum s-au înscris 2843 de candidați. Urmează ca pe data de 12 august să mai adăugăm la aceștia un număr de 300 și ceva, aproximativ 400 de elevi, care își dau coligențele în această perioadă. Prezentă la ședința Colegiului Prefectural, șefa învățământului Dâmbovițean Elena Manolescu a evidențiat că și în cea de-a doua sesiune a bacalaureatului vor fi luate aceleași măsuri împotriva fraudei sau tentativelor de fraudă. Cei care vor apela la ajutorul fițuicii riscă să susțină examenul vieții abia în vara lui 2013. Examenul în sesiunea a doua va avea exact aceleași rigori și cerințe ca și prima fază a examenului de bacalaureat, în sensul că vor fi camere de luat vedere în fiecare sală de examen, supraveghetori, corectori. Nu ne așteptăm la un procent spectaculos, nici nu ne dorim, dar vreau să subliniez aici, pentru că văd că este și presa pe față, că sub niciun motiv rigorile examenului care urmează se vor abate cu nimic de la rigorile care au existat în prima fază a acestui examen. De asemenea, inspectorul școlar județean Dâmbovița consideră că foarte importantă este conștientizarea problemelor din învățământul românesc. Tocmai de aceea va urma și o evaluare a tuturor cadrelor didactice. În fiecare unitate de învățământ va fi un manager care va aprecia valoarea colegilor. Colegii noștri, cadrele didactice, încep să realizeze puțin câte puțin ceea ce se întâmplă cu adevărat în sistemul de învățământ. Rugămintea mea este însă să nu generalizăm, pentru că avem și profesori deosebit de buni, deosebit de dedicați. Este adevărat că mai sunt și oameni care probabil nu sunt foarte dedicați meseriei de dască. Vreau să vă spun că s-au făcut analize pertinente în fiecare unitate de învățământ, indiferent de procentul care a rezultat la sfârșitul examenului. Va fi și o evaluare a tuturor colegilor noștri în jur de 1 septembrie, în care fiecare manager de școală își va aprecia la justa valoare colegii. Inspectorul școlar general este de părere că mentalitatea profesorilor, elevilor, dar și a părinților s-a schimbat. În opinia Elenei Manolescu, aceștia au realizat că nu mai este de glumit cu susținerea examenului național, promovabilitatea nefiind obligatorie.